sub 1000 de lei, s-au pronunțat 60 de repondenți pentru păstrarea gratuităților pentru persoane cu venitul lunar sub 500 de lei, s-au pronunțat doar 4 repondenți, iar 134 de repondenți sunt de părere că ar trebui să se revină la ceea ce a fost, adică gratuit, la ceea ce a fost în anul 2013, ca să ne înțelegem fără ambiguități, în primele 11 luni și jumătate ale anului, adică să se revină la, să se asigure gratuități doar pentru elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități, revoluționari, deportați, acele categorii pe care le cunoașteți. Deci dacă facem calculele, la noastră puteți să le faceți, să vedeți în procente cât reprezintă fiecare opțiune, se vede limpede că se detașează opțiunea numărul 1. De la bun început, de altfel, lucrurile au stat astfel. Opțiunea numărul 1 a fost mereu dominantă și va fi un proiect de hotărâre de Consiliul Local la următorul plen. Dar REAPT-ul trebuie să se pronunțe cu total simț al răspunderii dacă poate funcționa pe plus cu o sumă de 4,6 milioane de lei pe lună maximum acordată de Primăria Municipiului Timișoara într-o contrapartidă pentru toate facilitățile pe care REAPT-ul le oferă. Deci se adaugă la ceea ce avem aici, cu veniturile la persoane sub 2000 de lei pe lună și pensionare cu venituri mai mari, unii sunt venituri mai mari și fie altă categorie care trebuie să asigure gratuități. Maximul pe care eu îl pot accepta cu TVA inclus, cu absolut totul cuprins aici. Dacă în aceste condiții REAPT-ul se angajează să funcționeze pe plus, luând și măsuri suplimentare de eficientizare internă, atunci vom avea un proiect de hotărâre Consiliul Local pe acest subiect. REAPT-ul a fost redresat de când sunt eu primar și evident că îmi doresc să consolidăm situația economică